Dar oricum câștigăm aia, sigur. Restul nu pot scorul să-l spun. Nu știu, eu îmi doresc să-i batem cu 7-0, 9-0. În victoria Dacia în fața lui Iskra Stal crede și patronul celor de la Costureni, Iuria Chirinciuc. Dacia va câștiga, deoarece Iskra Stal este într-o situație foarte proastă la moment pusă din cauza jucătorilor care au fost dați în probe de către Olimpia. Am înțeles că zilele acestea jucătorii au fost retrasi, sunt într-o situație foarte proastă, nu numai la Supercupă, cât și în Europa League. У нас ушёл бомбардир ещё один очень сильный Попович. Суч у нас вернулся буквально недавно. Ещё тяжело, наверное, в тренировочном процессе только начал работать с нами. А вот Александр Попович он ушёл. Поэтому у нас, да, атакующая мощь у нас на сегодняшний день, конечно, по сравнению с прошлым годом ослаблена. Până acum, Supercupa Moldovei a fost disputată de 4 ori și de fiecare dată s-a impus Șerif. Cu Supercupa dau nici eu nici Vigreval Dacia, так что будем до конца бороться и для нас это будет очередной шаг вперед. Supercupa Moldovei dintre Dacia și Iskra Stal va avea loc mâine la Tiraspol de la ora 19.